partea politică a liderilor care o conduc. Demiterea în această dimineață de către premierul Câțu a ministrului Sănătății Vlad Voiculescu este o decizie unilaterală și, din punctul nostru de vedere, imatură politic, care ridică foarte mari semne de întrebare asupra capacității premierului Florin Câțu de a conduce o coaliție funcțională în această perioadă foarte complexă și delicată pentru România. Ne-am asumat în momentul în care am constituit acest guvern de coaliție să luăm deciziile majore împreună, prin consultare și prin dialog, și asta s-a întâmplat până astăzi. În această dimineață am fost invitat de premier la o discuție în care mi-a comunicat o decizie deja luată și transmisă președintelui României. Nu a existat nicio consultare anterioară, nici astăzi, nici ieri, nici în ultimele zile, legate de o astfel de decizie, cu atât mai mult cu cât luni în ședința coaliției agreaserăm că ne reîntoarcem la obiectivul de guvernare și ieșim din acest joc de balet politic în care fiecare își încearcă să-și mărească impresia artistică. Este o decizie care aruncă coaliția de guvernare într-o criză majoră. Este o decizie prin care, din acest moment, premierul Florin Câțu nu mai are susținerea Alianței USR Plus. Vlad Voiculescu, încă din prima zi a mandatului, a intrat într-o luptă cu sistemul de sănătate corupt și căpușat, o luptă foarte complexă, și am văzut reacțiile foarte vehemente și foarte dure și linșajul de presă care a fost direcționat asupra lui în ultimele săptămâni. Transparentizarea actului de guvernare, demararea procedurilor pentru construirea de noi spitale, concursurile la casele de sănătate, sunt toate măsuri demarate la Ministerul Sănătății, care evident s-a lovit de un blocaj foarte mare. Un alt element pe care vreau să-l clarific ține de anunțul din această dimineață legat de preluarea de către mine a interimatului la Ministerul Sănătății. Este o altă decizie unilaterală care a fost luată fără consultarea USR Plus, fără consultarea sau informarea mea la vreun moment dat, în afară de decizia finală, și este o decizie care confirmă din nou imaturitate și lipsă de înțelepciune politică. Am discutat cu președintele României și vom găsi o soluție și pentru această soluție. S-a vorbit foarte mult în spațiu public despre evaluarea și dreptul premierului României de a evalua miniștrii. În fiecare intervenție publică am confirmat acest lucru, da, există acest drept al premierului de a evalua performanța miniștrilor. S-a discutat și săptămâna trecută și luni la coaliție despre acest demers de evaluare de către premiera miniștrilor. Numai că demisia din această dimineață nu se bazează pe nicio evaluare. Nu există nicio evaluare a ministrului Vlad Voiculescu în urma căreia să fi putut discuta această concluzie și această decizie, pe care, înțeleg foarte frumos, premierul și-a asumat-o în mod unilateral. Numai că o coaliție de guvernare nu poate să funcționeze decât dacă există respect. Cât timp partenerii importanți din guvernare, partenerii importanți din coaliție, sunt tratați la subiectul și după ce am luat decizia să nu uităm să informăm și pe ei, nu avem cum să guvernăm mai departe funcțional România. O astfel de decizie, și repet, nu există nicio evaluare. Suntem de acord, da, miniștrii trebuie evaluați, da, este un atribut al premierului, numai că nu trebuie să vorbim despre evaluări dacă ele nu există. În momentul de față nu este o astfel de evaluare și aceasta este o altă problemă majoră legată de decizia de astăzi. Cerem o întâlnire de urgență, astăzi sau cel târziu mâine, a coaliției, pentru a avea un dialog responsabil, acesta este cuvântul cel mai important, cu domnul președinte Ludovic Orban, cu domnul președinte Kelemen Hunor, pentru a discuta retragerea încrederii premierului Câțu și a discuta soluția prin care USR Plus continuă să păstreze responsabilitatea alături de PNL, alături de UDMR, în ceea ce înseamnă România de după guvernare, în ceea ce înseamnă România de după criză și în ceea ce înseamnă România care începe să se însănătoșească. Faptul că stăm de săptămâni întregi într-un balet politic, fără să fim atenți, fără să vedem un sprijin al premierului, este o problemă foarte, foarte dramatică pe care vrem să o clarificăm în cadrul coaliției. Și spun asta pentru că, și dumneavoastră știți foarte bine, îi se reproșează lui Vlad Voiculescu lucruri pe care nu le-a avut niciun moment în control.
Campania de vaccinare este coordonată direct de către premierul României. Campania de vaccinare este decisă de premierul României și faptul că suntem pe unul din ultimele locuri, 25 din 27, la nivelul Europei, în condițiile în care am pornit foarte bine și am fost în primele zile sus, nu arată nici performanțe și nici înțelepciune strategică. Ori din această perspectivă, o discuție în coaliție foarte importantă, sper să aibă loc, repet, ori astăzi în această seară, ori mâine dimineață, pentru a decide cum merge mai departe, pentru că USR Plus rămâne asumat pe responsabilitatea de a face reforme în această guvernare. Deci acest guvern nu mai există. Acest guvern nu mai există, nu? Acest guvern funcționează, acest guvern există. Vom avea o discuție în coaliție astăzi pentru a vedea cum mergem mai departe. Președintele PNL, Ludovic Orban, spunea că Florin Câțu are toată susținerea Partidului Național Liberal. Ce se va întâmpla dacă PNL va decide să-l susțină pe Florin Câțu și să nu-l retragă din funcția de premier, așa cum cereți dumneavoastră? Ia în calcul alianța USR Plus să iasă de la guvernare? Eu am toată încrederea în înțelepciunea coaliției USR Plus PNL-UDMR de a găsi soluții pentru ca România să meargă mai departe. Ați cerut medierea președintelui Claus Iohannis? Am avut o discuție cu președintele acum ceva timp, acum câteva ore. Vom vedea dacă va fi necesară și medierea președintelui. Ce soluție există, având în vedere că există un anunț ferm și oficial al lui Ludovic Orban pentru susținerea continuare a lui Florin Câțu? Ce variante de rezervă există pentru această coaliție de guvernare? Am toată încrederea în înțelepciunea și maturitatea membrilor coaliției în ședința pe care o vom avea astăzi, astfel încât să găsim modalitatea de a funcționa mai departe. Miza este să guvernăm pentru România care ne privește și nu. Și răspunsul este foarte simplu și sunt de acord total cu premierul în această dimineață. România nu stă într-o singură persoană. Sunt 100% de acord cu asta. Există vreo șansă ca alianța USR Plus să rămână în guvern, într-un guvern condus de Florin Câțu? Și ca să completez, aveți mandat pentru ieșirea de la guvernare? În momentul de față, aceasta a fost decizia Biroului Naționale Reunite, vom avea o discuție de coaliție, într-un termen cât mai scurt, pentru a discuta acest subiect al retragerii încrederii premierului Florin Câțu. Vom vedea care vor fi concluziile și în funcție de aceste concluzii vom merge mai departe. Va fi supus la vot fiecare partid din coaliție, merge cu un anumit număr de membri? Este o discuție politică, așa cum se întâmplă întotdeauna în coaliție. Până astăzi, și acesta e lucru cel mai important, toate deciziile majore au putut fi și au găsit consensul și înțelepciunea necesară. Sunt convins că asta se va întâmpla și în perioada următoare. Mulțumesc frumos!